Bună ziua și bun venit la o nouă emisiune din seria Căutând Adevărul. Această emisiune este o continuare, așa cum îți promiteam data trecută, a unei descrieri și dialog și căutăm să ne luăm informații relevante prin referire la scara nivelurilor de conștiință. Dacă îți mai amintești, săptămâna trecută am explorat, fix așa cum am pregătit și pentru astăzi și poți vedea și pe ecranul din spatele meu calibrări pe care le-a făcut Hawkins. La un moment dat am extras toate aceste calibrări din cărțile lui și am zis că în emisiunea de data trecută și în cea de astăzi să explorăm puțin o parte din măsurători în așa fel încât să ne luăm ceea ce este relevant pentru fiecare dintre noi. Data trecută am povestit despre lucrurile care calibrează sub 200. Și am precizat atunci ce înseamnă și care este însemnătatea faptului că aceste chestiuni calibrează sub 200 și astăzi urmează să explorăm câteva aspecte care calibrează peste 200. Pe această scară a nivelurilor de conștiință pe care o să o reprezint foarte puțin grafic aici, că de asta mi a lăsat Sub fiecare astfel de fotografie, un mic spațiu, ea pleacă de la 1 la 1000, și ce este relevant ca noi să știm este că 200 este acel prag pe scara aceasta care face diferența între ceea ce numim adevăr și ceea ce numim falsitate sau ceea ce susține viața și ceea ce nu susține viața. Ce ni se recomandă nouă ca perspectivă de ansamblu este ca pe cât posibil să interacționăm cu acele chestiuni care se află peste 200 și susțin viața și sunt în adevăr. Și să evităm pe cât posibil acele lucruri care calibrează sub 200. Și povesteam data trecută că separarea și distinția asta între cele două nu este o graniță foarte restrictivă, să zicem, fiindcă, de exemplu, Hawkins a calibrat spitalele ca fiind sub 200. Asta nu înseamnă că nu mai mergem la spital, da? fiindcă spitalele calibrează sub 200. Și pur și simplu, atâta poate câmpul actual care se află în spatele manifestării fizice a ce noi numim spital. Deci hai să punem aici adevăr și aici falsitate. Dar Ideea generală este aceea că ne îndreptăm pe cât posibil spre manifestările peste 200 Dar asta nu înseamnă că dacă ceva este sub 200 nu-i bun de nimic Deci nu asta este interpretarea Ci doar știm că mai este de lucru și e în general de evitat Acum astăzi o să explorăm câteva lucruri Așa cum te-am obișnuit, nu pot să trec prin toate cele de aici și... Există, zicem, într-o anumită măsură limitarea limbii engleze, fiindcă eu am citit cărțile acestea în limba engleză, ceea ce îți recomand și ție, dacă înțelegi engleză la un nivel minim, mediu, să zicem, dar o să fac eu traducerile pentru tine, deci nu are niciun rost să te îngrijorezi. Și am mai multe slide-uri pregătite, o să trec așa prin ele, pe parcursul emisiunii, sunt destul de multicele fiindcă lucrurile care calibrează peste 200 sunt mai multe în lista aceasta. Înțeleg motivele, nu are rost să le discutăm, nu fiindcă lucrurile care calibrează sub 200 ar fi într-adevăr mai puține decât cele care calibrează peste 200, dar uneori nu avem permisiunea să împărtășim anumite măsurători și există tot felul de alte mecanisme. Acum, introducerea considerată a fi încheiată, zic eu, putem să explorăm câteva chestiuni. Și uite, de exemplu, vedem aici faptul că contracepția calibrează la 205. Aceasta este o informație relevantă și nu știu sigur, o să dau puțin slide-ul, nu știu dacă găsesc aici, sau să vedem în urmă ce este, fiindcă este o informație relevantă care am observat că vine cu oarecare ușurare pentru mulți oameni, dar dacă nu o să o găsesc, da, uite că am găsit-o. Avem informația asta de aici și țin să fac o mică paranteză referitoare la ea. Deci, vedem că pastila de avort, RU486, calibrează la 200, adică e neutră. Și asta poate veni cu un pic de semnul întrebării, fiindcă nu înțelegem care este mecanismul. Dar simt să vin cu precizarea aceasta, fiindcă am observat și în ședințele 1 la 1 pe care le facilitez că vine cu ușurare pentru multe din femeile care la un moment dat au experimentat un avort să înțeleagă că acest gest nu calibrează sub 200, este pe, pe graniță, dar nu este atât de negativ cât ne-a învățat societatea sau religia. De ce? Fiindcă în primele luni de concepere a fătului nu există încă spiritul intrat în fătul respectiv, este ca și cum o mașină este pe linia de producție în fabrică, dar încă nu are un posesor. Și dacă mașina respectivă se strică pe linia de producție, nu plânge niciun proprietar după ea, fiindcă încă nu a intrat proprietarul în contact cu mașina respectivă. Da, acesta este motivul pentru care Pastila respectivă calibrează la 200 și am observat că informația asta aduce ușurare și am să o precizez și în emisiune. Avem banii la 205. Haideți să mergem mai departe. Avem Google, site-ul pe care îl știm cu toții, la 209. Mergem mai departe, fiindcă sunt multe slide-uri. Și vedem aici elefanți și mai maimuțe, de exemplu, ca au nivelul de conștiință 210. Și dacă îți mai amintești, Îți povesteam data trecută că în regnul animal există o distinție care tinde să intervină în funcție de dacă animalul respectiv se hrănește omorând alte animale, este vânător da, și mănâncă pe el, alți care sunt în lanțul trofic sub el, sau se hrănește cu plante. Dacă animalul se hrănește cu plante, tinde să aibă nivelul de conștiință peste 200. Am observat distinția aceasta și este interesantă. La fel, ia uite și aici, văcuța și ea calibrează la 210 ca nivel al conștiinței. O să mai aleg așa, scanând listele acestea, câteva puncte care mi -as, mi -as acum în evidență, în așa fel încât noi să știm să ne îndreptăm înspre ele și să știm că ele susțin viața. Uite, ca fapt divers, Harry Potter la 215 ce e, e filmul. Da? Că aici în dreapta avem ce anume, că putea să fie cartea și atunci calibrarea ar putea să difere puțin și așa mai departe. Haideți să vedem ce mai avem. Supermarketurile la 220, metroul din Londra la 225, pisicile. Uite, aici este interesant că nivelul de conștiință al rasei pisicilor este la 240. Asta în timp ce Umanitatea de pe an, istoria recentă a trecut peste pragul acesta de 200, care este diferența dintre integritate și non-integritate, adevăr sau falsitate. Și ce am mai zis noi aici, susține viața sau nu susține viața. Hawkins glumea că ești mult mai în siguranță în prezența unii pisici sau unui cățel decât în prezența 80% din populația umană de pe planetă. Pisica de casă calibrează un pic mai sus animal, ca animal de companie la 245, câinii tot 245, mergem mai departe. Să fii politicos. Calibrează la 245, să fii tolerant. Calibrează tot la 245. Să fii calm, deja ajungem la un nivel de conștiință 250. Mergem mai departe, fiindcă vreau să ajung până la finalul acestei emisiuni, și înspre nivelurile de conștiință foarte înalte, peste 600, acolo unde încep diverse niveluri de iluminare, fiindcă dacă avem scara asta a nivelurilor de conștiință de la 1 la 1000, un prag extrem de relevant este acest 200, care am povestit deja care-i treaba cu el, dar încă un prag relevant este la 600 și între 600 și 1000 găsim maestri spirituali, avansați pe un nivel avansat de iluminare. Deci o să mergem mai departe. Ia să vedem un anumit tip de yoga. Că știu că unii dintre voi mai practicați și yoga. Hatha yoga calibrează la 260. Rodeo. Bine. Mergem mai departe. Aikido. Asta e o formă de arte marțiale, din câte cunosc eu. Calibrează la 260 Filmul Braveheart este un film destul de celebru. Calibrează la 275. Mergem mai departe. Avem lucruri și nu tocmai relevante, cum ar fi California. Nu ne interesează foarte mult la cât calibrează California. Uite, un lucru interesant: ceaiul verde. Este sănătos, susține viața, calibrează la 300 pe scara nivelurilor de conștiință, și uite, un hobby care la fel susține viața și nu este dăunător, ar putea fi bowlingul. Mergem la slide-ul următor. Socialismul calibrează la 305. Aici e interesant că există foarte multe poziționalități și convingeri limitative legate de aceste două băuturi. Nu fac niciun fel de reclamă, fiindcă o să le numesc pe amândouă, și Coca-Cola și Pepsi, ele sunt considerate ca foarte nocive. Dar atunci când le măsurăm nivelul de conștiință, el este la 305, deci nu sunt dăunătoare. Mergem mai departe. Hai să mai luăm ceva de pe aici, să mă uit, să mă uit uite, baseball, baseball ca sport la 330. Firmul Jurassic Park calibrează și el la 330. Mai puțin și la timp să văd cât mai este în așa fel încât să ajung până la final. Running, asta înseamnă alergat, ca formă de a face sport, ca formă de a face aerobic, calibrează la 350. Deci a alerga este sănătos, asta e evident. Dar pentru toată lumea, spre deosebire de băuturile de care am pomenit adineauri, care nu sunt la fel de evidente că calibrează peste 200. Mergem mai departe. Filmul Taxi Driver este la fel un film destul de celebru. Nivel de conștiință 360. Și iată, aici este un film pe care vi-l și recomand, fiindcă îmi place foarte mult Beautiful Mind. Poate mulți dintre voi l-ați văzut, 375, și mai văd aici un Picasso. Încerc să aleg acele lucruri care sunt destul de cunoscute de mai toată lumea, în așa fel încât să puteți să rezonați și să vedeți, ok, eu știam lucrurile astea, auzisem despre ele, dar iată că sunt amplasate pe scară, acolo sau dincolo și așa mai departe. Aici la Picasso, precizarea este că munca, fiindcă există o distinție aici dacă măsori operile de artă produse de cineva sau îi măsori nivelul de conștiință a celui cineva. Cele două pot să difere și diferă de cele mai multe ori, fiindcă atunci când artistul pictează, intră în acea transă inspirațională, intră în flux și poate să producă lucrări artistice care sunt mult peste nivelul de conștiință pe care le experimentează el în mod normal. Hai că ne apropiem de 500, ușor, ușor, ceea ce mă bucură. Iată, turneul de tenis de la Wimbledon, 440. Ce mai avem? Mergem mai departe. Teoria, sunt și niște teorii științifice, încep să apară pe aici, prin zona 400 spre 500, fiindcă aceasta este zona în care vorbim despre ceea ce Hawkins numea mintea înaltă. De obicei, dacă vorbim de cercetători integri în domeniul științific, o să vedem că nivelul de conștiință al teoriilor, dar și nivelul lor de conștiință, se învârte în sfera aceasta, 400 spre 500. Și de-abia peste 500 începe zona care este mai mult alocată spiritualității. Avem teoria găurilor negre. Din 2004 la 455, conceptul de inconștient colectiv, așa cum l-a propus Jung care ibrează la 455. Și aici are un aspect interesant, care poate stârni controverse, dar măsurătoarea este dincolo de poziționalități. Tocmai asta este rolul acestei scări și rolul măsurătorilor kinesiologice, faptul că ne arată ceva așa cum este și nu așa cum ni se pare nouă. Eu întâlnesc în practică, să zicem, în cam 30 spre 40% din cazuri, adică dacă luăm 10 măsurători, cam 3-4 dintre ele eu sunt convins 100% în prealabil că lucrurile stau altfel, și măsurătoarea verificată în mod repetat spune cu totul altceva. De aceea, suntem noi invitați ca în drumul acesta al progresului spiritual sau al dezvoltării personale, să avem grijă să avem măcar intenția de a face distinția și diferența între ceea ce pare și ceea ce este. Și ce. A măsurat Hawkins aici este faptul că efectul de încălzire globală la nivelul planetei este pe care trăim noi este dat de ciclul soarelui și felul în care el trimite unde electromagnetice înspre pământ. Deci poluarea cauzată de oameni ca teorie calibrează ca fals încălzirea globală intervine fiindcă soarele își modifică comportamentul. La fel, poate fi controversat, asta zice măsurătoarea. Teoria lui Einstein, sau mai precis formula E egal cu MC pătrat, calibrează și ea la 455, vă spuneam că pe aici găsim știința în principal. Haideți să mergem. Uite, ăsta e un documentar celebru care sunt convins că mulți dintre voi l-ați văzut. Se numește What the Blip Do We Know. Dacă nu l-ai văzut, îți recomand să-l vezi. Calibrează la 455. Haideți să mergem mai departe, că nu mai avem foarte mult timp. Iată, muzica clasică a lui Paganini: 495, Aristotel, celebrul filozof: 498, Newton: 499, Freud: 499, și de aici, în momentul în care Trecem de zona aceasta de 499 și ne îndreptăm înspre 500. Începem să vedem chestiuni care se leagă de iubire, iubire necondiționată, pe la 600 Iluminare. Haideți să vedem așadar. Iată, Socrate a avut un nivel de conștiință mai înalt, nivelul iubirii necondiționate, la 540. Muzica lui Mozart este din nou la nivelul iubirii necondiționate, 540 și încep să apară și sfinți cunoscuți de prin Biserica Catolică, fiindcă asta este cultura în care s-au făcut măsurătorile și nu prea apar din alte zone. Sfântul Augustin, 550. Să vedem ce mai este pe aici interesant. Leonardo da Vinci, nivel de conștiință 565. Papa Ioan Paul al II-lea, 570. Aproape um. Nivelul iluminării, da? Ii mai trebuiau 30 și era la 600. Cântecul Ave Maria, asta e interesant, că putem să accesăm aceste melodii și să intrăm practic în prezența unui câmp de iubire înaltă în momentul în care ascultăm Ave Maria sau Silent Night sau Amazing Grace. Am dat trei exemple. Michelangelo a fost foarte sus ca nivel al conștiinței la 590 aici este un curs pe care vi-l recomand tuturor că este un curs complet gratuit este necesar cunoașterea limbii engleze dar există și varianta în limba română se numește un curs în miracole și el calibrează pe un nivel de conștiință foarte sus și anume la 600 acolo unde începe ceea ce numim noi iluminare acest enlightenment de aici care apare și el la 600 de asemenea a trăi realitatea drept martor sau observator calibrează tot la 600 și aici și peste 600 vorbim de niveluri de conștiință foarte foarte înalte, niveluri avansate de iluminare și o să pomenesc doar așa cu mențiunea ca tu să-i cauți mai mult pe acești oameni sau aceste culturi, să zicem, în așa fel încât interacționând cu câmpul respectiv vei experimenta și tu la rândul tău progres. Haideți să vedem ce avem aici. Sri Aurobindo, dacă o să-l cauți o să găsești niște citate interesante. La Oțu, la fel, niște citate interesante. Vive Cananda este un alt maestru spiritual din Est care vine cu niște chestiuni interesante. Merge mai departe. Psalmii din Biblie calibrează la 650, este și asta relevant de știut, și Evangheliile, în principiu, sunt peste 600, cam toate și avem Evanghelia lui Toma și mai sunt deci, Evanghelia lui Luca 699. Deci, Evangheliile din Noul Testament calibrează destul de sus. Și mai avem, mai avem puțin. Am depășit puțin timpul, dar imediat o să încheiem în câteva minute. Ia să vedem ce mai alegem. Absolutismul drept concept de filozofie calibrează la 650. Coranul la 700, că este interpretat eronat de cei care îl urmează partea a doua. Uite un Rembrandt și aici e interesant că dacă privim înspre lucrările lui Rembrandt, picturile pe care le-a făcut și le găsim pe internet, interacționăm practic cu un câmp de putere foarte înalt la 700. Patanjali este un alt maestru spiritual, 715 nivel înalt de conștiință și dacă vă mai amintiți, în unele din emisiunile precedente noi am luat drept inspirație mesajul acestor doi maestri spirituali, Nisargadatta Maharaj și Ramana Maharshi, a căror nivel de conștiință a fost 720, ceea ce înseamnă foarte mult pe această scară a nivelurilor de conștiință. Și în principiu s-a terminat lista pe care am pregătit-o pentru astăzi. Sper ca tu să îți fi luat câteva direcții și poți ca ulterior să cercetezi legat de acești maestri și acest mesaj, în așa fel încât interacționăm cât mai mult cu câmpurile de putere peste 200, să poți să experimentezi evoluția armonioasă în viața ta. Asta a fost pentru astăzi, ne auzim în emisiunea următoare.